Deci alesia a fost cea mai bucuroasă. Zic, tati, uite, ce zici dacă aș fi un șuricel de ăsta mic? E o chestie mică care e... Dar să nu-i spui de răgălași niciodată. De ce? Păi uite ce face. Haide, buddy, asta va fi o misiune secretă. Nu spune că te frică. Aleile întunecoase sunt cele mai sigure. E doar o păpușică adorabilă. Ce să zic, dublajul... Este puțin înspăimântător. Drum închis. Nu e bine. Mi-a făcut o mare plăcere, buddy. Ne-ai speriat, micuțule, drăgălaș. Dar să ne înțelegem. Sunt un șoarice de distrugere în masă. Șobolanul! Nu sunt drăgălaș! Mă regăsesc în el. Am înțeles. Mă numesc domnul Feng. Am fost blestemat să am acești ochi adorabili. Not job. Tu trebuie să faci treaba asta. Să fii un șoricel drăguț care nu-i place să-i spui drăguț. Adică e... Aia! Și acest corp pufou. Ăsta e orașul meu. Ești pe tarlaua mea. Ce cauți aici? Am nevoie de ajutorul tău pentru a salva parcul. În parc avem tot ce ne trebuie. Primarul vrea să distrugă totul. În planul meu nu există copaci. Un parc de distracții! Au de gând să distrugă parcul. Asta nu e bun. Nu înțelegi? Noi suntem animale și trebuie să ne apărăm reciproc. Îmi place mie personajul. Trebuie să fim uniți. Mr. Feng scapă bazma curată de fiecare dată din toate situațiile. Ultimele cuvinte? 25 august. Dacă vrem să-i oprim pe primar și pe oamenii lui, e sezonul veverițelor. Trebuie să o facem împreună. Ce trebuie să facem? Să rămâneți în viață. O să încerc. Nu pot să-ți promit nimic. Nu există putere mai mare. Singurii poate că suntem micuți, dar împreună devenim uriași. Pe câta naturii. Rostogol. Am spus Rostogol. Am auzit că fac echipă cu Adelina Pestrițu. Adică Adelina Pestrițu face echipă cu mine. Pe ei, băieți! Vă arăt eu ce poate o rozătoare! Luați-i! Rozătoarele astea cred că mă pot opri? Va fi foarte distractiv. Ți-am spus să nu te apropii de oraș. Cred că ne împotrivim. Goana după alune 2. Acum! Încerca! Fugiți cu toții! Este nou meu prieten, domnul Feng. Eu aș întreba pe Adelina cum, de unde, până unde, de data asta e veveriță. Ce drăguț e! Drăgălaș! Și apropo, sânge rebel, mai nou sunt Mr. Feng. Nu-i spune că e drăguț. Din 25 august. Not job 2. Din 25 august în cinematograf 3D filmul. Asta e!